Doi frați au scris istorie pentru motorsportul din România. Norbert și Francesca Maior au câștigat finala de junior din Ungaria și au devenit primii campioni europeni din România la raliuri. Frații Maior știau că nu vor avea o cursă ușoară în Ungaria și așa a fost. Cu toate acestea, cei doi au reușit să-și depășească rivalii după ce au abordat o tactică foarte bună și au fost atenți la fiecare detaliu, iar la final au fost răsplătiți. Cei doi au fost susținuți de sute de fani pe probele speciale din Ungaria. Părinții lor au izbucnit în plâns la final. Premiul cel mare pentru titlu este un bilet de calificare în sezonul viitor din Campionatul Mondial de Raliuri. Am dovedit încă o dată că putem, că România poate și ducem steagul României pe prima dreapta podiumului. Performanță pentru România. Doi frați au dat lovitura și au cucerit titlul în Campionatul European de Raliuri. A răsunat imnul României la finalul etapei din Ungaria a Campionatului European de Raliuri pentru juniori. Norbert și Francesca Maior au devenit primii români campioni continentali la raliuri. Sute de fani au fost aproape pe traseu. A fost prezent steagul României pe absolut fiecare probă specială și asta ne-a creat un sentiment unic și ne-a dat o motivație în plus. Premiul cel mare pentru campioni e un bilet de calificare în sezonul viitor din Campionatul Mondial de Raliuri. Doi frați au scris istorie pentru motorsportul din România după ce au câștigat finala europeană de juniori la raliuri. Norbert și Francesca Maior au devenit primii români ajunși campioni la raliurile europene și au obținut a doua cea mai mare performanță din istoria automobilismului românesc. Frații Norbert și Francesca Maior, în vârstă de 25 și respectiv 22 de ani, au câștigat titlul european de juniori la raliuri după ce au ieșit pe prima poziție în etapa finală a campionatului organizat în Ungaria. După 180 de kilometri și 12 probe parcurse, dintre care au câștigat 5, frații Maior au avut un avantaj de 7,1 secunde în cadrul probei finale. Ei au fost urmați de echipa italiană formată din Roberto Dapra și Luca Guglielmetti și de slovenii Marc Sculș și Matei Car. Am terminat marea finală din Ungaria și suntem câștigători. Suntem noi campioni europeni la juniori în campionatul european de raliuri și suntem extrem, extrem de mândri și bucuroși pentru asta. Am dovedit încă o dată că putem, că România poate și ducem steagul României pe prima dreapta podiumului. Cei doi frați formează o echipă la raliuri încă din 2018, când au avut un debut memorabil și la un an mai târziu a ajuns campion la junior pe plan național. Astfel, cei doi au bifat a doua cea mai mare performanță pentru motorsportul românesc. După câștigul lui Simone Tempestini în 2016, care a devenit de asemenea campion mondial la juniori.